Da, în care eu mă vedeam că am fost foarte, foarte bine, dar până la urmă faptul că te vezi așa nu e real. Da. Poate că tu ești subiectiv. Nu? N-am. Până la urmă am un regret așa pentru că nu am avut, să zic, 10 kg în plus. 10 kg în plus, eu zic. Sunt că puțin fotbaliști care spun. Dar mulți îmi zic, mulți dintre colitași, bă, din cură, că dacă mai aveai 10 kg în plus, nu te mai mișcai. Dar erai mai greoi. Când erai mai fotbalist, ai gândit vreun moment, bă, ia să mă îngraș eu 5 kg. Da, eu tot timpul. Eu am luat și amendă că am fost slab. Cum? Am luat amendă de la Antone că am fost slab, că și acum vorbeam cu el. Povestește-mă un pic, că nu cred asta. Da, cum? Băieții erau la cântar și ăla avea 2 kg în plus, 3 kg în plus, plăteau. Da. 1.000.000, 2, 3, nu știu cât era atunci. Și la sportul ăsta? Eu eram pe acolo, mâncam prăjituri prin vestiar. Și vine Neandu, amendă, se uită și la mine, amendă și tu. Și zic, de ce Neandu, ce-am făcut? Tu că ai 3 kg minus. Dar nu cred că scria regulamentul de ordine. Nu scria, dar n-a dat amendă. Să știți că Neandu m-a dirijat așa un pic prin fotbal. Adică m-a stopat un pic de mic. Poate că eram alt stil, poate nu eram așa critic cu mine.